Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor nu vor lua pauză nici în vacanța parlamentară. Deputatul AUR de Buzău, Nicolae Roman, spune că are stabilită o agendă bogată în perioada în care ceilalți parlamentari vor lipsi de la serviciu. El se va deplasa atât în județul Buzău, cât și în județul Vâlcea, pentru a da o mână de ajutor colegilor de partid. În vacanța parlamentară, în marea majoritate a timpului, și mă refer la cele două luni care urmează, le voi petrece atât în județul Buzău, cât și în județul Vâlcea, fiindcă, așa cum vă spuneam acum o lună de zile, județele care nu au parlamentari AUR trebuie acoperite și noi să ajutăm colegii noștri din acele județe ca să dezvolte organizații. Tot în timpul vacanței parlamentare, deputatul Nicolae Roman își propune mai multe întâlniri cu intelectuali din comune și orașe, persoane reprezentative la nivelul comunităților, pentru a încerca să îi atragă în AUR și pentru a aduce astfel partidului său mai multă valoare. Dacă nu vom face ca oamenii să înțeleagă adevărata lor valoare, noi nu vom putea să ne pregătim pentru a lua puterea. Vom avea în atenție oameni de valoare din fiecare localitate. Și în această vară eu voi face tot ce sunt în putere să vorbesc cât mai mult cu fruntașii comunelor și cu fruntașii orașelor. Fruntașii comunelor și orașelor nu înseamnă partea administrativă, ci partea intelectuală a acestei probleme. Parlamentarul AUR spune însă că, deși partidul său este dispus să atragă oameni noi, înregimentările nu vor fi făcute decât în anumite condiții. Atenționez pe toți cei care vor veni către noi că funcțiile în acest partid înseamnă în primul rând responsabilitate. Pentru ca partidul să beneficieze întotdeauna de competență și valoare maximă din partea responsabililor, membrii, trebuie să cedeze permanent funcțiile celor mai eficienți, rămânând în echipă și revenind în acea funcție sau alta, ori de câte ori este nevoie. La jumătate de an de la preluarea mandatului, deputatul de Buzău este mulțumit de activitatea sa parlamentară. De altfel, el a depus la Camera Deputaților raportul de activitate pe primele 6 luni, așa cum au făcut și ceilalți parlamentari AUR. Din acest document vă voi spune însă, în ceea ce mă privește, ce am făcut eu timp de 6 luni. El este sintetizat prin următoarele activități. Luări de cuvânt, 14 în 12 ședințe, din care declarații politice 10, propuneri legislative inițiate 13, întrebări și interpelări 12. De asemenea, scrisori adresate către instituții ale statului sunt în număr de 5. Pe lângă activitatea sa în comisii, Nicolae Roman a adresat și 2 interpelări ministrului mediului și ministrului culturii. Puteți preciza care sunt planificate, finanțate și repartizate obiectivele, repartizate spre execuția administrației centrale sau locale lucrările de amenajare a teritoriului pentru prevenirea dezastrelor naturale? Am pus această întrebare gândindu-mă și la zona Buzăului. Care sunt preocupările Ministrului Culturii de a întreprinde măsuri de reabilitare a acestor monumente prin prevederile indicatorului bugetar, citez, îmbunătățirea managementului patrimoniului cultural, apel 1, restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice cu fonduri în valoare totală, atenție, de 19.501.176 de euro. Deputatul AUR de Buzău consideră că va urma o vară fierbinte pentru toți românii, nu atât din cauza arșiței, ci a prețurilor care au explodat în ultima vreme.